Bună ziua! Azi vom vorbi despre poligoane regulate înscrise în cerc și anume cum putem să construim aceste poligoane. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică, clasa 7-a, mă numesc Pellegrini Lilla și competența despre care vorbim este descrierea proprietăților cercului și ale poligoanelor regulate înscrise în cerc. Să începem cu cum construim un pătrat. După cum vedeți, desenăm un cerc cu centrul A și raza AB, după care, pe diametrul BC al cercului, mai desenăm două cercuri, aceste două cercuri cu linia întreruptă, pentru a construi mediatoarea segmentului BC. După ce am construit mediatoarea segmentului BC, mediatoarea ED, după cum vedeți pe desen, desenăm mediatoarea. Mediatoarea va intersecta cercul original în punctele G și F. Și deja avem cele patru vârfuri ale pătratului, punctele B, C, G și F formează un pătrat. Observați, aici avem pătratul. Cum putem construi un hexagon regulat? Desenăm un cerc cu centrul A și pe urmă, prin fiecare punct B, C, E, construim câte un alt cerc cu aceeași rază. După cum vedeți, aici avem patru cercuri construite jur împrejur. Fiecare din aceste cercuri intersectează cercul original, obținând pe rând aceste puncte de intersecție, obținem 6 puncte. Aceste 6 puncte, adică B, C, D, E, F, G, sunt vârfurile unui hexagon regulat. Cum putem construi un triunghi echilateral? Pornim iarăși de la un cerc cu centrul în A și rază dată. De exemplu, acum avem o rază de 5 cm. După ce am construit cercul cu rază, luăm un punct pe cerc și desenăm un cerc exact cu aceeași rază, după cum vedeți, tot cu raza de 5. Notăm intersecția celor două cercuri cu punctele C și D. Și pe urmă desenăm două cercuri cu centrul în C și cu centrul în D, tot cu raza de 5. Aceste două cercuri vor intersecta cercul original în aceste două puncte. Notăm și aceste două puncte. Punctele B, E și F sunt vârfurile unui triunghi echilateral. Putem să desenăm triunghiul echilateral. Dar atât triunghiul echilateral, cât și hexagonul regulat pot fi construite doar dintr-o simplă hârtie A4. Dacă urmăriți aceste filmulețe, puteți să vedeți cum elevii din clasa 7-a, doar prin îndoirea hârtiei A4, au reușit să construiască un triunghi echilateral și un hexagon regulat.
puteți opri în orice moment filmulețele și vă puteți, puteți să încercați și voi să faceți aceeași construcție. Pe primul o să vedeți triunghiul echilateral și pe al doilea o să se construiască hexagonul regulat. E foarte important când îndoim hârtia unde punem colțul foii A4. După cum vedeți, triunghiul echilateral este aproape gata, aici îl vedeți. Hexagonul regulat durează puțin mai mult, desigur. E foarte important când îndoiți hârtia să țineți cont de cum vi se arată pe acest filmuleț. E gata și hexagonul regulat. Când îndoiți colțul hârtiei A4, trebuie să fie peste linia îndoită. Deci colțul hârtiei peste linia îndoită și aici trebuie să se potrivească îndoirea colțului. Aceeași situație este valabilă și la hexagonul regulat. Colțul hârtiei A4 trebuie să fie peste linia obținută din îndoire. Celălalt colț este, vedeți, exact pe mijlocul foii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!